Bună ziua, stimați prieteni, vă invit la cea de-a 115-a ediție de analize economice, un proiect comun Iris Viitor și privesc eu. Dar înainte de a trece la analize, vreau să menționez că astăzi, 8 septembrie, este o zi specială pentru institutul nostru, Iris Viitorul, cel mai vechi institut de acest gen din Republica Moldova, serbează 30 de ani, felicit toți oamenii din la institutul nostru, sute de persoane s-au format profesional, activează peste hotare în interiorul țării. Am avut foarte multă lume în companii mari și avem în funcții publice, lucru care ne bucură și vreau să felicit colegii cu acest eveniment. 30 de ani, nici pe aproape nu există în Moldova o altă instituție care să aibă o istorie atât de lungă. Dar să ne întoarcem înapoi la analize economice. Astăzi vreau să discut pentru prima dată un subiect care noi desori l-am atins, am vorbit, dar niciodată în mod special. Economia din stânga Nistrului. Deci, cât n-ar fi de straniu aflându-se la 70 de kilometri de Chișinău, regiune care este parte integrală a Republicii Moldova, noi de fapt prea puțin știm ce se întâmplă acolo. Recunosc și eu știu puțin și fiecare de noi. Multe povești există, multe istorie există, ceva din trecutul nu atât de neapărtat, că la ei prețurile sunt mici, că viața mea e bună și multe alte lucruri. Deci, astăzi am considerat să începem cu anumiți indicatori pe care îi vom monitoriza de mai multe ori, de aceea am spus o tare economia de stânga Nistrul, dar în realitate vreau câțiva indicatori să-i monitorizăm, să-i analizăm, să-i observăm în dinamică ca să știm ce se întâmplă acolo. Evident, calitatea datelor statistice, noi nu putem să garantăm că este exact cea mai bună. Anumite cifre le-am îmbunătățit, ținând cont de anumite analize, chiar le-am citit, nu pretind cunosc totul din stânga Nistrului, dar am început, am depus eforturile maxime și sper că cel puțin până la ziua de astăzi, astea sunt datele care altele nu le-am găsit nicăieri. Le voi face public ca oricine să le poată utiliza. Pentru ușurință, am convertit și am comparat acolo unde a fost posibil cu malul drept, ca să înțelegem ce se întâmplă pe malul stâng comparativ cu malul drept. Nu am dat salariile, pensiile în valuta lor, rubla, din stânga Nistrului, dar am convertit-o în lei moldovenești. Voi da explicații de rigoare atunci când voi vorbi. Cert este că am încercat să vorbim despre economia din stânga Nistrului prin înțelesul celor din dreapta Nistrului. Adică noi, cei de aici, cum arată ei, cei de acolo, care, încă o dată repet, este parte integrantă a Republicii Moldova. Mai întâi încep cu un indicator de bază, indicatorul tuturor indicatorilor, produsul intern brut, care ne va arăta ce se întâmplă. Nu vă dau produsul intern brut calculat în rubla transnistreană, că asta nu o să vă spună absolut nimic, dar am făcut un exercițiu simplu. Am luat produsul intern brut din 1989 la valoarea lui de atunci, apropo atunci ați calculat altfel, se numea altfel, dar a fost posibil să evaluăm, poate vreodată voi povesti cum fac eu toate aceste istorii, și am trecut dinamica din 89 până în ziua de astăzi. Deci luăm cu produsul intern brut în 1989, era 100%. Dacă observați, noi malul drept am început să ne prăbușim destul de rapid, ei au stat stabil până în 93, când la noi am ajuns cam la fundul gropii, cum spunem noi, la ei produsul intern brut practic nu s-a schimbat. Aceasta crea o senzație care a rămas până în ziua de astăzi, că la ei lucrurile cumva nu sunt atât de rele. După aceasta, noi am căzut până în 97-98 și ne-am stabilizat la 30%, adică produsul intern brut în partea dreaptă a Nistrului a scăzut cam de 3 ori comparativ cu 89. În stânga Nistrului lucrurile au mers mai departe în jos, adică ei cumva frânează, dacă când se duc bine de-a dura și au ajuns la 13% sau de 8 ori aproape mai jos decât 89. Deci prima concluzie este că la ei căderea a fost de 3 ori mai puternică decât la noi. S-a început mai greu, noi din tâi cumva am început odată, deci cum ar fi noi, mortul l-am îngropat. Ei au încercat să-l mai pudreze, să-l țină, nu s-a primit. Noi am înțeles că gata, cu Uniunea Sovietică s-a terminat, ei s-au dus în jos. După aceasta, noi am început o recuperare, au început-o și ei, la ziua de astăzi. Pe malul drept a Nistrului, am avut anul 2021, a fost cel mai bun an și la noi, pe malul drept și pe malul stâng. După aceasta a urmat cădere din 2021, 2021,
Astăzi, în 2023, produsul intern brut în Republica Moldova pe malul drept este 75% din valoarea lui din 89, adică noi încă n-am ajuns la nivelul anului 1989, iar pe malul stâng este 32%. Deci prima concluzie este că ei acum sunt de două ori mai rău decât suntem noi, comparativ cu anul 1989. Noi am reușit să recuperăm și am ajuns 75%, ei sunt la 32%. Deci asta este prima concluzie. Doi, am luat produse intern brut pe cap de locuitor. Deci aici am luat și am împărțit cam cât este valoarea adăugată în societatea noastră pe cap de locuitor. Ca să nu am putut calcula în lei, dar atunci apare în 95 o valoare prea mică, în 2023 o valoare prea mare, de ce am luat în dolari? În 95, mai mult sau mai puțin, la ei era puțin mai mult, eu am rotunjit la 400 de dolari pe cap de locuitor, la ei era peste 400, la noi sub 300, deci la ei era cumva mai bine. În 2000, la ei a fost puțin mai rău din cauza că 99 la noi a fost rău, după asta ne-a început recuperare, ei 99 au forțat nota, au ținut artificial, s-au prăbușit în 2020 și căderea a fost mai mare. În 2005 la ei era mai mult ca la noi, 1200 la 1000, 2010 plus minus s-a egalat, însă toate schimbările, aici nu pot să nu zic, după semnarea acordului de asociere, hai că vreau să o spun așa, după aceasta, după 2013-2014, dacă la modul serios, la ei situația a început să răutățească toți parametrii, de aceea tot ce au auzit de bine de partea stânga anistului, salarii, pensii și multe alte lucruri, veți vedea că toate sunt valabile până în 2014-2015. După aceasta, la noi produsul intern brut, calculat în dolari, a crescut puternic, am ajuns la 6.700 de dolari. La ei, practic, din 2015 până în 2020 n-a fost nicio creștere și amuia există o ușoară creștere, deci ei sunt în prezent aproape de două ori mai puțin pe cap locuitor decât pe malul drept a Nistrului. Deci până în 2010 ei au fost mai sus, după aceasta mai mult sau mai puțin egal și după 2015 se vede o discrepanță enormă. Populația din stânga Nistrului. Datele sunt diferite, dar în baza unor articole pe care am citit, în baza unor analize și în baza fenomenelor de migrație pe care deja cât de cât le știm pe malul drept, noi putem face niște estimări pe malul stâng. Avem aici o cifră care nu-mi vă lăsa niciodată să înțelegem ce e acolo. Conform datelor noastre, în 1990, pe malul stânganistru erau 685.000 de locuitori, ei spun că erau 731.000. Cred că diferența este un număr de populație care stăteau acolo dislocați, inclusiv armata sau ce numai erau acolo, pe care ei număr ca cetățenii noștri, noi nu-i numărăm. Dar cifra de 90 o evităm, mergem mai departe. Dacă observați, până în 2000, ca și la noi, populația lor era relativ stabilă, după ei au avut și o migrație definitivă, cum am avut și noi o mică migrație definitivă. După aceasta, aceleași procese demografice la noi, în prezent, în stânga Nistrului, sunt 461.000 de locuitori, dintre care în regiune se află 301.000, plecați pe scotare 160.000. Deci stânga Nistrului la capitolul migrației este mai rău ca la noi. Deci dacă am putea spune în Europa, Moldova este țara cam cu cea mai mare rată a migrației, iar mai rău ca noi este doar stânga Nistrului. Salariu. Ce-i cu salariu? Aici am făcut un fel următor, să nu vă zăpăcesc cu rublele din Transnistria, să nu vă încălcesc ce acolo, le-am convertit în lei moldoveni, luând rata de curs valutar. Aici trebuie să recunoaștem că puterea de cumpărare a rublei transnistriene calculată la cursul valutar este puțin mai puternică decât rata formală, există mai mulți factori, dar nu cu mult mai puternic, mai mult sau mai puțin putem spune că este același lucru. Dacă ne uităm atent, salariul stânga Nistrului a fost relativ egal ca la noi, am avut 99, vă aduceți aminte, v-am spus, i-am încercat să mențin artificial criza, să nu dă loc la criză și la noi salariul era 305 lei, la dâns 715, de 3 ori mai mult ca la noi, după aceasta ei s-au prăbușit, dar oricum au fost mai bine până în 2016, când au rămas fără rezerve valutare care le aveau. S-au întâmplat mai multe fenomene negative și de atunci la ei situația, de fapt anul 2016, cred că este anul în care povestea de succes a stângii Nistrului s-a terminat. În prezent, în acest an, salariul Moldova va fi cel mai probabil, salariul mediu va fi 12.450 de lei, în stânga Nistrului 7.000 de lei. Deci, pe de o parte,
Ei, la ei salariul este mai mic decât la noi. Pe de altă parte, în fiecare an crește discrepanța. Ce înseamnă că acesta? Diferența se majorează. Dacă era cândva cu 40% mai mare la noi, pe urmă 50%, acum 60% și tot așa, crește diferența. De fapt, ei, începând cu 2015, practic nu mai pot menține timpul și nu mai pot asigura minimul. Că la noi și crește discrepanța salarială. Cu pensia. Cu pensia este aceeași poveste, dar mai grav. Deci la ei pensia, 98-99, era chiar mai mare ca la noi. Uitați-vă, la 99, la noi pensia era 85 de lei, la ei era în banii noștri 263 de lei, deci 3 ori mai mare. Vă imaginați un pensionar din Moldova când se uita la cel de peste garță, gândindu-ne că e de fericit să trăiesc cei din stânga Nistru. După aceasta a urmat la ei criza. În 2004 la noi s-a început majorarea bruscă de pensie, noi am ajuns aproape egal cu ei, cifrele eu am să le fac publice după asta, în afară ceea ce vedeți dumneavoastră. După aceasta, după 2010, la noi pensia a crescut stabilă, dar la ei, datorită cursului pe care îl mențineau, s-a ajuns la o pensie, cum să vă spun, iar de două ori mai mare. În 2016 pensia la noi era 1300 de lei, la ei aproape 2500 de lei. Evident, aceasta crea o senzație de bunăstare acolo și la noi rău. După aceasta a urmat 2017 și 2018 și în prezent pensia la noi în acest an va fi cel mai probabil în jur de 3200 de lei, am rotunjit ce trebuia, 3200 care va fi pensia medie, la ei 1800. Deci, practic, în prezent, cei din stânga Nistrului, începând cu 2017, crește discrepanța, vedeți cum la noi pensia crește, aici vorbim de creșterea nominală, că cu șarjă reală am avut inflație, am avut diferite lucruri, la ei vedem că situația rămâne a fi una destul de complicată și creșterea practică nu există, mai mult că atât au avut o scădere puternică nominală a pensiei. Bun, ce cu prețurile? Tot auzând că acolo tot e ieftin, tot e ieftin, da, sunt vreo 3 produse ieftine. Voi începe cu aceea că în stânga Nistrului inflația a fost atât de mare în anii 90 că ei au fost nevoiți să denomineze de două ori hârtiuțele cele lor pe care le numesc ruble. Prima dată au făcut-o de 1000 de ori ca și noi, deci noi am schimbat 1 la 1000 și a doua oară eu mai făcut odată 1 la 1.000.000. Deci în realitate dacă la noi din Uniunea Sovietică colapsul nostru ne-a trebuit să convertim o rublă sovietică în 1000 de rubli sovietice în un leu actual, la dânși a fost conversia de 1 miliard la 1. Deci la noi a fost 1000 la 1, la ei 1 miliard la 1. Adică la dânși diferența de inflație a fost de 1 milion de ori mai mare ca la noi. Ce înseamnă așa asta? Întrebați-vă ce de acolo. De ce? Pentru ca să înțelege cum au crescut prețurile după anul 2000, după 2001, după ce am trecut șocul din 98 provocat de criza din Federația Rusă, la ei s-au stabilizat prețuri, la noi s-au stabilizat prețuri, eu ignor diferența până în 2000, am explicat-o. La noi am făcut schimbul 1 la 1000, ei au făcut schimbul 1 la 1 miliard. Deci ce au fost până în 2000, clar. Am luat să văd cât au crescut prețurile comparativ cu 2001. Deci 2001 este un an de stabilitate și de aici deja inflația mai mult sau mai puțin a fost egală. Dar noi am avut ani de șoc, a fost 2006 când Federația Rusă din dragoste pentru noi ne-a majorat brusc prețul la petrol, la gaz și noi trebuie să plătim mai mult. Am avut șocul din 2021, am avut șocuri mari, trebuie să recunosc. Dar în realitate, dacă ne uităm atent, timp de 22 de ani, la ziua de astăzi, am luat pe tot anul aproximativ inflația, deja o știm cât va fi, la noi prețurile au crescut de 6 ori comparativ cu 2001, adică ceea ce în 2000 costa 1 leu, în Moldova astăzi costă 6 lei. Prețurile au crescut de 6 ori la noi, în stânga Nistrului au crescut de 9,3 ori. Deci chiar dacă ei au avut acum o inflație mai mică, chiar dacă ei au avut un an bun ca noi, în realitate la ei cumulativ, și asta conform datelor lor, nu conform realității care cine știe ce e acolo. Deci, conform datelor furnizate de cei din stânga Nistrului, ei prețurile în 22 de ani au crescut de 9 ori, comparativ cu noi de 6 ori. Deci, la ei au crescut mult mai mult. Deci, ei nu știm cât e salariul în 2001. Cât au fost prețurile în 2001? Știm cât e salariul în prezent. Cât sunt prețurile în prezent? Haideți să ne uităm cu cât a crescut bunăstarea populației în ambele maluri ale Nistrului în acești 22 de ani. Am luat 2001, v-am explicat din ce cauză. Voi face cândva și începând cu 89, când a fost un an așa mai bun. Deci, în 2005, în stânga Nistrului, bunăstarea reală, deci puterea reală de cumpărare a oamenilor a crescut de 2 ori, la noi de 1,6 ori. Acolo era mai bine, noi o să-mi țăm.
Către 2010 deja la dânși 2,5 ori, la noi de 2,4, deci noi încet, încet ne-am apropiat de ei. 2015, la ei 2,8, la noi 2,6 ori. Dacă observați, la ei bunăstarea creștea cumva mai repede decât la noi și noi cumva spuneam, uite, la ei prețuri nu cresc, salariile cresc, însă lucrurile s-au schimbat brusc, am spus anul 2015-2016. Către 2020, la noi deja, bunăstarea populației comparativ cu 2001 a crescut din 3,9 ori, la ei 2,6 ori. 2023, da, noi am avut șoc, avem 3,8, ei 2,6 ori. Deci, practic, încă o dată se repetă, ceea ce a fost până în 2015, o să uităm, începem cu 2015, la noi avem o îmbunătățire reală, a bunătățării chiar, nu ne comparăm cu Europa, deci acum ne comparăm cu cei din stânga Nistru, știți? Dacă voi rușini când mergeți în Europa și vă pare că trăiți rău, ia că aveți cu cine să vă comparați acum, avem cu cine să ne comparăm cu cei din stânga Nistru. Aici am vorbit de salarii. Haideți să ne uităm la pensii. Cât a crescut real pensia? Deci către 2005 la noi a crescut mai bine și din ce cauză? Că atunci, știți, după o pensie foarte mică, guvernarea care a venit în 2001, ce e primul ce a făcut accent, a crescut pensia. Către 2010, bunăstarea pensionarilor a crescut până la 2,7 ori, în stânga Nistrului 1,8. După aceasta, până în 2015, noi am rămas la același nivel, deci bună, real pensia n-a crescut timp de 5 ani, în stânga Nistrului a crescut puțin. Până în 2020 am avut o creștere reală de pensii de 3,5, observați, de 3,5 ori mai bine, în stânga Nistru avem o cădere a bunăstării populației, a pensionarilor până la 1,7. De fapt, ei erau de 2,1 ori mai bine în 2001 și după aceasta a avut cădere. Noi în 2 ani de criză, 3 ani de criză, oricum bunăstarea pensionarilor a crescut. Dacă observați la salarii, la noi bunăstarea s-a înrăutățit puțin, totuși guvernul împrumutând bani, defecând diferite ajutoruri, pensia reală a crescut mai mult, deci avem prima dată în istorie, de fapt a mai fost aleacă, dar acum când bunăstarea salarială s-a scăzut, la pensionari a crescut, la ei a continuat să înrăutățească. În prezent, un pensionar din partea dreapta Nistrului trăiește de 3,8 ori mai bine decât a trăit acum 22 de ani, iar cel din stânga Nistrului doar de 1,4 ori. Deci, practic, pensia după 2016 în stânga Nistrului este la o situație foarte proastă. Exporturile. Cât exportă ei și nu este corect să spunem exporturi, că iau exporturi și vânzări pe malul drept. Ceea ce vând ei pe malul drept nu sunt exporturi, dar sunt vânzări în teritoriul Republicii Moldova. Deci eu am împărțit graficul. Exporturi și vânzări. Și jos aveți ceea ce exportă ei în alte țări și ceea ce vând pe malul drept. Până în anul 2005, până în 2010, de fapt, stânga Nistrului pe malul drept aproape nu vindea nimic, totul mergea la export, pe malul drept vindea foarte puțin. După 2010, la noi brusc au crescut procurările din stânga Nistrului, în special energie electrică, iar astăzi, dacă observăm atent 2022-2023, exporturile sau vânzările din stânga Nistrului în afară regiune scad puternic la 940 de milioane, cât au avut record absolut istoric în 2021. Anul acesta în stânga Nistrului cred că vor vinde în afara regiunii 650 de milioane. Ei, și dacă vă uitați atent în grafic 2022-2023, unii cu cine îi salvează cei din stânga Nistrului suntem noi cei din partea dreapta Nistrului. De fapt, doar datorită nouă, în prezent, aproape jumătate, dar 40% din tot ce vând ei, vând pe malul drept. Dacă să luăm așa, peste 80% din toate vânzările regiunii sunt Moldova, de partea dreapta Nistrului, Uniunea Europeană și Ucraina. Deci, Ucraina, malul drept a Nistrului și Uniunea Europeană asigură 80-85% din toate vânzările din stânga Nistrului. În Federația Rusă ei vând vreo 5% din tot ce vând. Cam ca și noi. Practic, regiunea transnistreană, cel puțin la capitolul vânzări, sunt integrați în Uniunea Europeană exact ca noi. Structura lor de vânzări este cam aceeași. Care sunt exporturile per capita? Aici am luat populația care este nemijlocit pe malul drept. Dacă observați atent, până în anul 2020, vânzările sau exporturile, aici vorbim de exporturi reale din stânga Nistrului, erau cu mult mai mari decât în dreapta Nistrului. Deci, uitați-vă, 2005, 1.375 dolari față 354 la noi, 2.550 dolari față de 140. Așa a fost până în 2020. După anul 2020, la ei exporturile
în ce scuze, 2021, la exporturile au fost record absolut $2,100, aproape la noi 1,200. După aceasta, deja și la capitol exporturile, la dâns situația se înrăutățește, la noi exporturile a ajuns la $1,600, la dâns 1,400-1,300. De fapt, după 2020, și la capitol exportul, regiunea din stânga Nistrului deja cedează ceea ce înseamnă pe malul drept. Și ultimele două grafice, care ne va arăta tot un tablou interesant, câți studenți sunt. Și aici, ca să fie clar, am luat pe ambele maluri. În anul 1960, în Moldova erau 19.200 de studenți. Apoi a crescut în 95, pe malul drept erau 62.000, pe malul drept erau 55.000 de studenți, pe malul stâng 6.700, în total 62.000 de studenți. Către 2000, ei erau 9.700 de studenți aveau. După aceasta au deschis și ei două universități private, cam o treime de studenți învățau în universități private și au ajuns la record de 19.600 de studenți. Noi am avut record în 2.628.000 de studenți. În prezent, în stânga Nistrului, sunt circa 10.000 de studenți, în dreapta Nistrului 56.8.000. Dar cifra aceasta nu spune nimic. Ce înseamnă 10.000 față 56? Deci am luat câți studenți sunt la 1.000 de locuitori. În perioada sovietică, în Moldova erau, am început cu 6 studenți la 1.000 de locuitori, după aceasta ne-am stabilizat la 12, aproape 13 studenți la 1.000 de locuitori până în anul 1990. Deci când Republica Moldova a devenit independentă, și pe malul stâng și pe malul drept erau aproximativ 13 studenți la 1.000 de locuitori. După aceasta noi am ajuns la 5, apropo, eu am în vedere locuitorii care sunt aici pe teritoriu. Dacă aș fi împărțit în stânga Nistru la 470.000 din ala 300, atunci la ei număr de studenți este cu mult mai mic. Dar în realitate am luat de fapt o cât sunt și pe malul drept eu împart la numărul celor care sunt pe loc și nu la toată populația Moldovei, că noi avem studenți peste hotare. După aceasta, dacă observați, la noi numărul de studenți a crescut, am ajuns până la 41 de studenți, comparativ cu Uniunea Sovietică, de 3 ori mai mult, la ei a crescut până la 35 de studenți. După aceasta, dacă ne uităm după 2010, în special în prezent, la noi numărul de studenți scade continuu, iar în stânga Nistru tot scade, dar se menține destul de sus 50 de studenți, 40-33. Ați crede că asta e bine, da? De fapt, situația este una foarte proastă pentru ei. La noi scade numărul de studenți ca și la ei, baza la doi factori. La noi scade numărul de studenți, unu, ce se întâmplă și în stânga Nistrului, demografic, nu mai avem copii, iar doi, la noi studenții noștri, de fapt, noi avem vreo 80.000 de studenți în prezent, numai că ei nu sunt aici, dar sunt psihotare. Noi avem 30.000 psihotare, 50.000 în țară. Și acest indicator care arăta că în stânga Nistrului, de fapt, este mai bine, în realitate este mai rău, că la ei practic ei nu prea au oportunități de merge. Nu cunosc limba română, nu prea cunosc alte limbi, nu mecanismul lor de studii nu le permite decât în Federația Rusă să se ducă. Din acest motiv, numărul mare de studenți per capita care este în stânga Nistrului, de fapt denotă o stare de lucru că ei sunt izolați și studenții noștri, numărul mic, se determină, se explică prin faptul că cei mai mulți sunt plecați pe hotare, iar la ei numărul mare se explică prin faptul că ei nu au unde pleca. De aceea, acest indicator mai degrabă este negativ decât pozitiv pentru dânșii. Asta a fost pe scurt despre stânga Nistrului. Sper că am creat o mai bună înțelegere și promit într-un viitor apropiat să revin cu alți indicatori, cum ar fi industria, agricultura, în comparație cu malul drept, și cred că încet, încet noi trebuie să publicăm cât mai multe date Moldova, despre Moldova, care cuprind datele din stânga și dreapta Nistrului, care ne va permite să avem o înțelegere mai clară a tot ce se întâmplă în spațiul nostru comun, care se numește Republica Moldova, iar noi, cei din malul drept, trebuie să cunoaștem cât mai multe despre cei de pe malul stâng, să știm că la ei, din păcate, în prezent, pensia rămâne din nici mai urmă, salariul rămâne urmă și chiar dacă noi suntem săraci, chiar dacă nu avem salariu bun, chiar dacă bunăstarea nu crește atât de rapid, trebuie să știm că conaționalilor noștri de pe malul stâng, care nu este controlat de către autoritățile oficiale Republicii Moldova, salariul crește și mai încet, pensia crește și mai încet și bunăstarea la ei chiar se înrăutățește față de perioadele anterioare, iar noi trebuie să ne dorim un singur lucru, să avem o țară unită, prosperă, în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc și până data viitoare!